Lista și lepădă. Într-una din zile, gâsca și lepăda au fost cumpărate împreună din piață. Au ajuns în lacul unei mari vile. Amândouă îi aduceau bucurie stăpânului de câte ori acesta le vedea. Lebăda îi bucura ochii și urechile datorită aspectului ei frumos și cântecului ei minunat, iar gâsca îi promitea o masă copioasă datorită gustului deosebit al cărnii ei. Cele două păsări trăiră mulțumite și împăcate, fiind cele mai bune prietene timp îndelungat. Cât era ziua de lungă, notau pe apă maiestoase. Stăpânul venea întotdeauna cu musafirii lui la lac pentru a le admira pe cele două păsări și a le da bucățele de pâine. Era o plăcere să le privești cum alunecau pe oglinda lacului. Veni și ziua când stăpânul porunci să-i fie friptă gâsca, pentru că avea la cină musafiri importanți. Bucătarul merse la lac să o prindă pe cea care trebuia să bucure gustativ musafirii, dar în acea zi era destul de beat și din greșeală prinse lebăda. Aceasta, văzând cum cuțitul se apropia de gâtul ei, începu să cânte unul din cele mai tânguitoare cântece ale ei, care îți rupeau sufletul. Bucătarului i se făcu așa de milă că nu a putut să taie lebăda și i-a dat drumul pe lac. Atunci și-a dat seama că, din neatenție, în loc să prindă gâsca, a prins lebăda. Asta ne învață că cine se pricepe să mânuiască cu iscusință cuvintele, reușește să scape și din situațiile care sunt fără ieșire.